dimineața și bine te-am găsit! Hai să vedem cine rezervă astrele astăzi. Îți reamintesc să te uiți la zodie și la ascendent și de asemenea că aici avem iată un horoscop teoretic și general. Mergem acum la Berbec. Știi că întreaga configurație a momentului pe tine te împinge foarte mult de la spate. Te ambiționează serios, aș putea spune că planul profesional este cel care contează în primă fază. Trebuie să investești mult mai mult, să te implici și să arăți ceea ce îți dorești. Vezi că oarecum planurile pe care ți le faci acum nu trebuie abandonate repede, ci trebuie să le dai timp. Cred eu că ce se întâmplă acum profesional va fi continuat, bineînțeles, și în prima parte a lui 2025, doar că în 2025 vei vedea mult mai, cum să spun, clar drumul pe care trebuie să mergi de acum încolo. Mergem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur, vă invit să vă faceți curățenie în, cum aș putea să zic, e o recomandare așa. Îmi imaginez cum e situația astrologică în acest moment, imaginez cum vă scoateți un extras de card, da? Să zicem cu ce ați cheltuit în ultima lună. Și începe să-l verificați, că vouă place, sunteți destul de pragmatici, da? Și începe să vedeți, oh, și luați așa cu pixul și zice, dacă-s bani, dacă te-am dat pe apa asta. Dacă... Cumva e o perioadă foarte bună pentru a vă regândi strategia financiară. Atât cât și atunci când vorbim de veniturile proprii, da? Dar și când vorbim, de exemplu, de bani din investiții, din succesiune, din afaceri și așa mai departe. Mergem la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Partenerul s-ar putea să promită multe și să nu se țină de cuvânt și vă supărați, cum este de altfel și firesc, însă vă recomand în același timp să vorbiți cu el că e posibil ca el să-și luat prea multe în spate și să nu se poată ocupa de toate și, de fapt, la un moment dat ajunge într-un punct în care nu mai poate să facă nimic. Da? Cel mai bine ar fi să colaborați. Mergem acum la Rac sau cei cu ascendentul în Rac. Urmează să știți săptămâna viitoare o lună plină destul de puternică, e posibil de pe acum să resimțiți voi efectele, dar de fapt vreau să aveți în vedere că sunt situații instabile și că nu le puteți schimba și nu îi puteți schimba nici pe oamenii din jur. Tot ce trebuie să faceți este să vă umpleți timpul, să vă dați, nu știu cum să vă spun, chiar să vă ocupați timpul. Efectiv, să croșetați, să gătiți, să faceți curățenie, să mai tăiați chestii prin casă, să vă mai îngriziți de grădină, decorați casa, decorați curtea. Cu cât aveți mai multe activități, cu atât veți fi mai bine. Mergem acum iată la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Vă știți că trebuie să vă puneți pe primul loc, dar din când în când mai uitați. Însă toate planetele din acest moment vă readuc aminte faptul că cea mai importantă persoană din viața voastră sunteți voi și pe urmă ceilalți. Mergem la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Mercur încă nu este retrograd, mai e până acolo, dar încă, eu cred că deja resimțiți din efectele acesteia. Vă recomand să nu mai amânați, să zicem, dacă e ceva stricat prin casă, dacă e ceva ce nu funcționează, să nu mai amânați. Ocupați-vă din timp, că pe urmă s-ar putea să vă coste mai mult și să nu mai aveți, iată, resurse și timpul necesar. Mergem acum la Balanță sau cei cu ascendentul în Balanță. Vorbim foarte mult de dileme. Voi vă confruntați cu mai multe dileme. Să fac aia, să nu fac aia. Să vorbesc cu ea, să nu vorbesc cu ea. Sunt mai bune ea, sunt mai bune ea. Dar dacă mă duc acolo și ceilalți au... Da, ăștia n-au, ăștia au ce au, ăștia au ce n-au ăștia. Și tot așa. Și sunteți, cum să vă spun, sunteți tot timpul în situații din acestea în care nu știți ce decizie să luați. Poate că nu trebuie să luați decizia astăzi. Poate că trebuie să lăsați ziua să căpătați mai multă claritate sau să găsiți persoana potrivită la locul potrivit în momentul potrivit, să vă ofere mai multă claritate. Mergem acum la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Vă spuneam, Marte a intrat în casa 10-a, totul este despre zona profesională. În continuare, cred că acolo trebuie să vă implicați cele mai multe, cum să vă spun eu, cele mai multe resurse. Însă vreau să vorbim puțin și de zona financiară, că e, în perioada asta e o tendință de a promite mai mult decât este cazul. Că, nu știu, dacă vă cheamă cineva la niște evenimente, ziceți, vin la toate, la toate nunțile, la toate botezurile, botezuri, să zicem, nu mai știu, Doamne, iartă-mă, așa, și promiteți, știți cum, le faceți pe toate. Eu zic să vă mai gândiți, să vă duceți acasă, să puneți pe o listă, pro-contra, urmează decembrie, urmează sărbători, urmează și alte evenimente, aveți bani de băgat acolo, adică și învățați să refuzați frumos. Că nu se va supăra nimeni și dacă se supără le trece, știți cum este. Mergem la Săgetător sau cei cu ascendentul în Săgetător. Vă spuneam zilele trecute că îi aveți alături pe Mercur și pe Venus și că trebuie să ieșiți în lume și să vă îmbrăcați, să vă, nu știu, decorați, să zicem așa, să fiți cât mai văzuți.
Însă mai am, gândindu-mă la următoarele evenimente care se vor petrece în perioada următoare, mai am câteva recomandări. Cred că nu ar strica să deveniți puțin mai zgârciți. Da, sau nu, altfel spus. Să snobi, nici așa nu cred că e neapărat. De fapt, aș vrea să stau cu nasul pe sus, parcă e mai bine cu nasul pe sus. Adică să nu vă coborâți, da? Să stați la un anumit nivel, cu un anumit nivel de oameni, de situații, de loc. Nu vă duceți oriunde, nu vă întâlniți cu oricine, nu pierdeți timpul aiurea, de fapt. Asta trebuie să aveți în vedere. Mergem acum la Capricorn sau și cu ascendentul în Capricorn. Vreau să vă gândiți la următoarea situație. Anul ăsta este despre muncă și prima parte a anului viitor la fel despre muncă. Jupiter retrograd în casa 6-a vă cocoșează serios. Acum, din munca asta voi trebuie să înțelegeți ceva și să pricepeți, adică nu doar să munciți ca un robot. Dacă vă simțiți că ați ajuns în punctul în care faceți totul automat și nu vă mai bucurați, nu mai învățați, nu luați bun nimic de acolo, nu rămâneți cu nimic bun, da, ați devenit doar un robot, e momentul să puneți un stop. Da, poate în această zi nu mai faceți ore suplimentare sau poate în această zi nu mai, nu știu cum să vă spun, nu terminați proiectele și de mâine, ci opriți-vă puțin din ce faceți, liniștiți-vă și observați-vă. Nu-i puneți pe alții să vă observe, dar încercați voi, da, să, oricum sunteți deconectați de voi, că în momentul în care deveni robot, stați așa și ziceți, domne, dar eu ce fac aici? O să vă ajute aceste întrebări. Mergem acum la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. E foarte important, nu la modul negativ, nu vă gândiți că cine știe ce se întâmplă. Pentru voi, mă gândesc serios că e cazul să faceți puțină curățenie în cercul social. Că poate, nu știu, zilele acestea sau poate chiar astăzi trebuie să vedeți cu anumiți prieteni. Dar gândiți-vă, dom'le, de ce mă văd cu oamenii ăștia? De ce vreau să mă întâlnesc cu ei? De ce vorbesc cu ei? Chiar țin atât de mult la ei? Chiar țin atât de mult la mine? Sau o fac așa că e bine să ai mulți prieteni, să am un cerc social? Chiar merită timpul meu, fiți mai selectiv, că va fi nevoie, să știți. Mergem acum la pești sau cei cu ascendentul în pești. Dragii mei, ce credeți că se întâmplă? În curând Saturn își va opri retrogradarea în semnul vostru. Ce trebuie să faceți în acest sens? Mulți dintre voi vă veți simți mai apatici, mai bătrân decât e cazul, mai neputincioși, au simțit limite, na, corpul, mintea, emoțiile, sunteți așa mai bătrâioși, da, mai vreți să vă retrageți, nu mai aveți cheful de viață pe care l-aveați altă dată, da, dar știți cum e, nu intrați într-o tristețe din aceea care să vă apese și să nu mai faceți nimic. Poate, nu știu, vă uitați la un film, ascultați o melodie, vreți, știți ce e foarte bună pentru voi zilele acestea? Nostalgia. Chestii pe care le vedeați în copilărie, vă uitați la poze, citiți cărți care v-au plăcut, revizionați anumite filme, deci nostalgia vă poate ajuta să vă mențineți așa la un nivel mai bun, să zicem, pentru că altfel stați într-o tristețe profundă. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine mâine!